Dumnezeu, bine v-am găsit! Suntem pe data de 10 aprilie, ziua în care trebuia să fac eu ceva, dar astăzi ce facem la stup? Și după perioada aia de ger, de frig, de zăpadă, ce a fost o nebunie totală, astăzi avem o vreme caldă, cu 14 grade la umbră. Și e timpul să vedem dacă totul e bine. Fiindcă, sincer să fiu, acea vreme m-a cam speriat. Deci, știți că acum o lună de zile, o lună jumate, am făcut acea cameră, care îi zic eu cameră termică. Acum a sosit timpul să o desfințez. Și sunt curios dacă și-a făcut efectul. Dacă și-a făcut treaba, fiindcă eu l-am făcut exact pentru vremurile care au fost, adică pentru timpul rece, pentru schimbări climatice așa dintr-o dată. Trebuie să-i dăm un pic aer la fum. Și acum ne uităm la o familie micuță. O colonie micuță de albine. Să vedem dacă acea cameră și-a făcut treaba. Ea a fost la acea vreme gândită pe 4 rame, așa am considerat eu atunci. Albina a venit, a mai mâncat, n-avem timp să lăsăm acum să așteptăm până mănâncă. În exteriorul acelei camere formate a primit o ramă cu miere, de unde ea își trăgea mâncare. O ramă cu mâncare. Dacă avea nevoie de mâncare, zilele în care se putea trage mâncarea, ea venea și își ducea în cuib turta respectivă sau mierea respectivă, cât avea ea nevoie. Acum ridicăm și noi ramele să vedem, fiindcă de acum mai pot apărea surprize, chiar găsisem o colonie fără matcă, am unit-o. Deci, trebuie rezolvate problemele care apar. Și să vedem ce a făcut această izolație în plus. Aceasta este o ramă unde există larve mici și ouă. Acest lucru facilitează să aibă găuri, albina aduce polen. Deci rama are gaură și matca poate trece ușor de pe o ramă pe aia la altă. La fel și albina. Deci consider că acel ger de minus 8 noaptea n-a afectat albina sau puietul. Ne interesează cantitatea de puiet, fiindcă cât de puțin ar fi, e binevenit. Iată ce frumos aici. Aici ai clozat, au oat, matca la loc, ai clozat albina. Este o colonie mai micuță așa. Dar prinde ea putere acum că dă căldura. Bun.
Eu sunt mulțumit de ceea ce văd, chiar dacă e întârziată vremea, dar pentru ce vreme a fost, suntem mulțumiți. Nu putem să nu fim mulțumiți. Aceasta este o ramă întreagă cu puiet. Și puietul la arvare frumos. Da, arată bine. Arată foarte bine. Pentru cât de mare e colonia aia, cât de mare e aia, că nu-i mare, e micuță. Doar pe patru rame așa și... Iată, aici avem rama cu rezerve, unde a început să apară polenul. Eu cred că într-o săptămână o să umple această ramă. Bun. Deci, o colonie micuță, arată bine. Acum ce îi fac eu? Nu-i fac mare lucru. Aceste colonii mici încă nu merg extinse. O să venim mai târziu la ea, dar îi dăm posibilitatea să treacă după diafragma mai ușor decât până acum. Punem diafragma aici, tot pe patru rame rămâne. Bucuria este că a trecut de perioada de frig. Ce mai fac eu e să vin cu această ramă, cu aceste rame care au fost date după diafragmă de data aceasta, le las la voia albinei. Nu e tratament, e doar banda, e uscată. Deci aceste rame cu miere le lăsăm la voia albinei de data aceasta. Iată, avem aici miere destulă, nu e problemă, dar e o chestie cu treaba asta. Chiar dacă în cuib nu are foarte multă mâncare, o să creadă că și mierea asta e a ei. Și atunci zice, bă, avem mâncare destulă și putem să ne dezvoltăm corespunzător. Așa. Deci, acele rame sunt după diafragmă. Ia să văd câtă turtă are. Are mâncare suficientă, îi mai dau turta aceea care mai are un pic acolo să le curețe. Ce observați e că încă nu dau sirop. Deocamdată nu dau sirop. Punem aceste pungi cu ce mai e prin ele. Să le curețe bine. Iată și aici, punem normal așa. Mișcăm un pic să nu turtim albinele și asta e tot. Punem folia principală. În momentul în care curăță, mai venim cu turte, dar să vedem cum o să fie și vremea. Aceasta este o colonie mică. În următorul film vom trece la o colonie mare. Adică mare, mai măricică, așa.
astăzi e o zi în care pot face filme, 12 ore de filme pot face astăzi. Așa mult de lucru este, da? Vom vedea la cât ne limităm, oricum ne facem pe bucăți, să nu. Nu o să se uite nimeni la un film de o oră. Mai ales că e și o grămadă de lucru. Numai de seară se va uita lumea. Da, e timp, iarna următoare. Bun, vom trece la o colonie mai bună. Aici întrerupem, terminăm aici.